Să deschidem Biblia la Evanghelia după Matei, așa cum deja suntem obișnuiți. În călătoria noastră, pe urmele Domnului Isus, suntem la capitolul al cincilea, la cea de-a șasea dintre fericiri. În capitolul 5, Domnul Isus spune de 9 ori ferice și avem 8 fericiri, pentru că ultimile două afirmații ferice se referă la aceeași categorie de oameni, adică la cei care sunt prigoniți pentru Iisus Hristos. Așadar, în această dimineață suntem la cea de-a șasea dintre fericiri, Matei, capitolul 5, versetul 8. Aceia dintre voi care vreți să știți și schița de predică, sau cam ce ar fi trebuit eu să predic, sau ce ar trebui să predic, nu mă țin întotdeauna de schiță, dar dacă sunteți curioși și aveți telefonul la voi și am văzut că unii și în timpul predicii folosesc telefonul, mă gândesc că îl folosesc tocmai ca să vadă schița, puteți să găsiți info.luminaoradea.ro sau să scanați codul QR din fața voastră sau dacă nu știți cum stă treaba cu scanatul, intrați pe Google, puneți info.luminaoradea.ro, descărcați predica și acolo găsiți schița predicii așa cum o găsiți și aici. Puteți să o păstrați, puteți să o urmăriți și la un moment dat, dacă vedeți că am sărit peste un punct, puteți ridica mâna sus, să spuneți, frate, vezi că trebuia să spui punctul ăsta. Acum, noi vrem să vă punem la dispoziție cât mai multe resurse. Dacă vă uitați acolo, veți găsi foarte multe din mesajele și în special mesajele predicate duminica dimineața, tocmai pentru ca să le păstrăm. De obicei, există mai multă memorie, asta e o vorbă care nu mai e așa la modă, care zicea că există mai multă memorie într-un pix decât la cel mai inteligent om de pe fața Pământului. Adică, ceea ce se scrie, ceea ce rămâne scris, nu se uită. Așa că, noi am făcut slujba asta pentru voi, pentru că știm că sunteți obosiți duminica dimineața, aveți schița gata scrisă și păstrată și în felul ăsta să ne ajute Dumnezeu să o și aplicăm. Amin. Nu a fost atât de ferm aminul, dar cred că din cauza faptului că suntem dimineața, altfel, sunt convins că în adâncul sufletului toți a zis amin. Matei, capitolul 5, versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Mai spun. Ferice de cei cu inima curată, căci ei, numai ei, în mod absolut, exclusiv, îl vor vedea pe Dumnezeu. A vrea să te întreb în dimineața asta aici, tu pe cine ai văzut? Din momentul în care ai intrat în biserică, pe cine ai văzut? În mod obișnuit, fiecare dintre noi avem reperele noastre, deja am început să ne cunoaștem și probabil că te-ai uitat, uite, acolo mă așez în mod obișnuit, o venit cu tare și cu tare la biserică. Pe tot parcursul închinării, tu pe cine ai văzut? Adeseori ne uităm la oameni, câteodată lucrul ăsta e de bine, altădată, să zicem că tot de bine, dar de foarte puține ori putem spune, dincolo de clișee, dincolo de vorbe, că într-adevăr l-am văzut pe Dumnezeu. Și când spun l-am văzut pe Dumnezeu, evident nu mă refer la propriu, ci mă refer la această experiență specială pe care o avem de fiecare dată când intrăm în părtășie cu biserica trupului Hristos. Acolo unde Iisus Hristos a promis și am cântat și Vlad ne-a pus să știi, repetăm, că Dumnezeu se ține întotdeauna de promisiuni și Hristos, Domnul, a promis că acolo unde se vor aduna doi sau trei pentru numele Lui, El va fi prezent. Tu pe cine ai văzut astăzi aici? De fiecare dată când am invocat acest text, de fiecare dată când l-am pomenit în vreo predică, am folosit o ilustrație pe care sunt convins că am folosit-o și aici, dar de asemenea sunt convins că nu vă aduceți toți aminte de ilustrația asta. Iar cei care vă aduceți aminte, vă uitați ca și cum nu v-ați aduce aminte. Ca să mă încurajați pe mine. În urmă cu ani de zile călătoream de la Oradea spre București, eram student la București. Și mi-aduc aminte că
în același compartiment cu mine erau mai mulți oameni și întotdeauna în călătoriile cu trenul sunt discuții de tot felul. Mai întâi sunt discuții politicoase, generale, după aceea se ajunge la politică și inevitabil la un moment dat se ajunge și la Dumnezeu sau la religie sau cum vreți voi să spuneți. În compartimentul respectiv erau câțiva oameni care în mod pios, când auzeau vorbindu-se despre Dumnezeu, fie făceau câte o cruce, fie dădeau așa foarte pios din cap. Era însă o doamnă despre care am aflat, despre care de fapt deja știam că era profesoară de biologie. Era așadar o doamnă cu care până atunci avusesem o discuție despre filozofie, despre morală. Și a fost o discuție foarte interesantă până în clipa aceea când am început să vorbim despre Dumnezeu. Și ea a spus foarte tranșant și hotărât, Dumnezeu nu există. Toți ceilalți s-au speriat. V-am spus, erau foarte pioși, cel puțin așa ca aparență. Și au început să încerce să o convingă pe doamna asta de existența lui Dumnezeu pe principiul cine strigă mai tare are dreptate. Încercând să o convingă pe doamnă de existența lui Dumnezeu, ea fiind singurul ateu din compartimentul nostru, sau cel puțin singurul ateu declarat. Ea s-a întors înspre mine, văzându-mă mai tânăr, știind că mă duc la București, pentru că avusesem până atunci discuția despre care v-am vorbit, mi-a zis, nu e așa tinere că Dumnezeu nu există? Și eu m-am uitat la ea și i-am zis, Doamnă, nu vă supărați pe mine, nu m-ați nimerit, eu chiar cred că Dumnezeu există. Și s-a uitat atât de dezamăgită la mine în clipa aceea și mi-a zis, să știi că până în momentul ăsta am avut o părere mai bună despre tine, acum am început să-mi schimb părerea. Cum poți să crezi în Dumnezeu, mi-a zis ea. Uite, mi-a spus femeia asta și mi-a dat seama că în felul ei era sinceră. Eu îl caut pe Dumnezeu de mulți ani. Încă din tinerețea mea, mi-am pus mintea și toate cunoștințele în direcția asta. L-am căutat pe Dumnezeu sau am căutat experiențe cu Dumnezeu sau într-un fel sau altul am încercat să-mi conving rațiunea sau mintea de existența lui Dumnezeu. M-am dus peste tot. Am fost și în Bucovina, la mănăstiri, am fost și în alte părți, în alte țări, am vizitat catedrale, dar nicăieri nu l-am simțit pe Dumnezeu. Ba, a îndrăznit să folosească și o expresie folosită de un filozof existențialist, numele lui este Jean-Paul Sartre, care vorbind despre Dumnezeu, el fiind ateu, zicea, ridic privirea spre cer și nu văd decât absența lui Dumnezeu. Și ea a folosit exact aceeași sintagmă, exact aceeași expresie. N-am simțit decât absența lui Dumnezeu oriunde m-am dus, în toate bisericile în care am fost. Uitându-se la mine, după ce a văzut cu câtă fermitate susțin că există Dumnezeu, mi-a zis, cred că tu ești pocăit. Nu știu, după ce și-o dat seama, după freza care era foarte regulamentară, după fața mea de pocăit, zice, să știi că am fost și la voi, am fost și în bisericile voastre, dar nicăieri, la toate programele la care am participat, nu l-am simțit pe Dumnezeu. Și m-a întrebat, dacă Dumnezeu există, eu de ce nu-L pot experimenta? Și Biblia spune că sunt momente de grație în viața noastră când Duhul Sfânt ne aduce aminte. Numai că Duhul Sfânt trebuie să aibă ce să ne aducă aminte. Duhul lui Dumnezeu în clipa aceea mi-a adus aminte de această predică de pe munte. De această afirmație a Domnului Iisus Hristos. În câteva fracțiuni de secundă, rapid, fără să stau prea mult pe gânduri, dacă ar fi fost după rațiunea mea, până aș fi găsit eu în biblioteca memoriei ce trebuia să zic, sau dacă aș fi răspuns pe baza cunoștințelor mele, cred că răspunsul n-ar fi fost atât de prompt, atât de rapid și de potrivit. I-am spus, Doamnă, eu nu sunt medic cardiolog, nu mă pricep la chestiuni de genul acesta care țin de medicină, dar cred că aveți o problemă la inimă. S-a uitat descumpănit de la mine și a zis, cum adică am probleme la inimă? Și când spun la inimă, fiți pe pace. Nu mă refer la pompa asta care pune în mișcare tot sistemul circulator, sangvin. Ci mă refer la sufletul dumneavoastră. Pentru că, vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus
are o predică și în predica lui spune la un moment dat: ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Vreau să vă spun și ție, dragul meu ascultător, tu care ești în biserică și de multe ori ești efectiv pe pilot automat, dragul meu tânăr care poposește aici adus de părinți, stai cu telefonul în mână și pe tot parcursul predicii te gândești la ale tale sau navighezi pe apele turburi ale internetului, inclusiv aici în biserică. Frate adus de nevastă la biserică sau dragul meu prieten poposit în adunare în dimineața asta pur și simplu pentru că era duminică dimineața, dar ești total deconectat așa cum ești în ultima vreme. Și poate spui: nu l-am văzut de multă vreme pe Dumnezeu. M-am pus pe genunchi și m-am rugat și parcă mă rugam degeaba. Am cântat și parcă era doar un exercițiu de dicție. Și de foarte multe ori ai senzația asta sau crezi asta că Dumnezeu e undeva departe. Biblia spune, Mântuitorul spune: ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Dacă există în viața ta ceva care te desparte de prezența lui Dumnezeu, chiar în această dimineață, în numele jertfei lui Iisus Hristos, acest ceva poate fi spulberat. Știți cum suntem unii dintre noi? Biblia spune că păcatele noastre sunt ca un zid care ne desparte de Dumnezeu. E ca și cum în momentul ăsta aici pe scenă aș construi de jur împrejurul meu un zid și aș încerca cumva să comunic cu voi și zidul ăsta ar fi foarte bine izolat, nu s-ar mai auzi vocea mea. Și aș încerca într-un fel sau altul să stabilesc o legătură cu voi, să încerc să vorbesc cu voi. Dar ar fi imposibil. Exact asta se întâmplă cu omul contemporan, omul care spune: mă duc la biserică, dar nu-L simt pe Dumnezeu, mă pun pe genunchi și Dumnezeu e departe, încerc să simt prezența lui Dumnezeu, dar nu pot simți nimic. Răspunsul e simplu: ai o problemă la inimă, o problemă cu care te-ai născut, e o problemă congenitală, ca să folosesc termen de medicină, e ceva cu care te-ai născut. Biblia spune că inima noastră este șiria și înșelătoare, ne-am născut cu ea așa, o moștenim de la strămoșul nostru, Adam. Pentru că vedeți voi, așa cum unele boli se moștenesc, exact la fel e și cu păcatul strămoșesc. Omul se naște cu această incapacitate de a ajunge prin forțele lui la Dumnezeu. Omul se naște cu această înclinație înspre rău pe care Biblia o numește fire pământească. Și de câte ori împământarea asta ne trage înspre rău și vrei să faci binele, dar răul stă lipit de tine și vrei să te rogi, dar nu te poți ruga, vrei să te închini, dar nu te poți închina și parcă Dumnezeu e departe și absent și ajungi câteodată la concluzia: bă, o fi Dumnezeu, n-o fi, dar Dumnezeu e prea sus, El e cu ale Lui, eu sunt cu ale mele. Vreau să proclam în dimineața asta: Dumnezeu este aici. Mai spun încă o dată: Dumnezeu e aici. Mai spun încă o dată: Dumnezeu e prezent în locul acesta. Dumnezeu e acolo, în cămăruța ta, când îngenunchiat încerci să strigi înspre El: o, Dumnezeu e acolo. În mașină, când stai la volan și îi spui: Doamne Dumnezeule, am nevoie de îndurarea Ta. Da, Dumnezeu e acolo. În disperarea ta, când cauți ajutorul, Dumnezeu e în salonul de spital, când strigi înspre El și spui: Doamne Dumnezeule, de data asta doar la Tine găsesc ajutorul. Dumnezeu e acolo unde există inima aceea curată. Pentru că vreau să vă avertizez. O altă traducere a acestui verset este: ferice de cei sinceri, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Sinceritatea contează. Am tot auzit spunându-se: Domne, poți să fii sincer greșit. Da, poți să fii sincer greșit. Dar n-ai cum să fii ipocrit corect. Sinceritatea când te apropii de Dumnezeu contează. Când Domnul spune aici: ferice de cei cu inima curată, se referă la categoria de oameni care se apropie de Dumnezeu, cum spune Domnul Iisus altă dată, pentru că toți aud pruncii și mă bucur că astăzi, nefiind școala duminicală, mai auzim așa și vocele lor pe aici prin adunare. Când te apropii de împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te apropii cu inocența și sinceritatea unui copilaș. Nu poți să-L vezi pe Dumnezeu dacă nu e sincer. De aceea Biblia ne avertizează: nu vă înșelați singuri. Când vorbim despre inimă curată și când vreau să înțelegem împreună sau când încercăm să înțelegem împreună ce vrea Domnul să ne transmită aici,
Ferice de cei cu inima curată, că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Aș vrea să ne adresăm în această dimineață trei întrebări. Ce este inima? Și nu o să vorbesc aici, chiar dacă cuvântul folosit se referă la inima aceasta, cardia în limba greacă. Dar în Biblie cuvântul inimă înseamnă altceva decât știm noi în mod obișnuit. Când ne plângem, am tensiune, am probleme cu inima, n-are de-a face cu cardiologia. Chiar dacă cuvântul folosit în grecește este cardia. Ce este inima din punctul lui Dumnezeu de vedere? A doua întrebare. Ce este o inimă curată? Și a treia întrebare. Ce înseamnă îl vor vedea pe Dumnezeu? Ce este inima din punctul lui Dumnezeu de vedere? Am găsit la această întrebare patru răspunsuri. Primul răspuns, inima în Biblie este omul din lăuntru, interioritatea noastră. Vedeți? Samuel, despre care Biblia spune că este unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament. Alături de Moise, probabil cei mai mari oameni din Vechiul Testament. La un moment dat, Dumnezeu îl trimite în casa lui Isai ca să ungă un rege, să ordineze un rege. Și se duce acolo, trimis de Domnul, cu scopul să îl ordineze ca rege, pe cine credeți? Pe David. Dar se duce în casa lui Isai și David nu era acasă. Ne spune Biblia că atunci când îl vede pe unul dintre fiii lui Isai, care era bine făcut, înalt, frumos, spune Biblia că se uită la el și își spune în el însuși, sigur, unsul lui Dumnezeu este aici. Pentru că se uită la omul acesta. Și Biblia spune în 1 Samuel, în capitolul 16, versetul 7, și Domnul i-a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișare și la înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Când veți vedea inimă în Biblie, de cele mai multe ori expresia asta sau cuvântul acesta se referă la omul din lăuntru, interioritatea noastră. Omul se uită la ceea ce izbește privirea. Ascultam un interviu cu un tânăr cântăreț, orb, și am fost impresionat de interviul acestui tânăr, care printre altele spunea, pe lângă faptul că era foarte optimist, plin de viață, plin de bucurie, spre deosebire de noi, care de foarte multe ori avem doar o atitudine tristă și negativă, cu toate că am avea toate motivele să fim plini de bucurie. Și băiatul acesta, printre altele, spunea așa. Spre deosebire de voi, cei care aveți ochi și puteți vedea cu ei, eu am un mare avantaj. Când stau de vorbă cu cineva, întotdeauna reușesc să văd frumusețea interioară a acelui om. Noi adeseori suntem induși în eroare. Câteodată ne uităm doar la ceea ce izbește privirea. Când în realitate, ceea ce suntem noi cu adevărat e omul nostru din lăuntru. Nu întâmplător, Domnul Iisus vorbind cu fariseii care aveau fix aceeași boală și dați-mi voie să vă spun, omul religios de astăzi, fariseii contemporani, au fix aceeași boală. În Matei, în capitolul 23, versetul 26, Domnul le spune fariseilor, sunteți orbi. Pentru că voi vă uitați doar la partea exterioară a paharului și voi curățați întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului, în timp ce înăuntru rămâne mizerie. Și continuă Domnul și spune așa, curățați mai întâi partea din lăuntru a paharului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Curățați mai întâi partea din lăuntru, pentru ca problema din afară să se rezolve. O spun asta în calitate de păstor penticostal. Noi penticostali adeseori am căzut într-o formă de legalism prin care am crezut că putem rezolva lucrurile din exterior spre interior, când în realitate întotdeauna se rezolvă invers. Domnul le spune fariseilor, oameni buni, dacă vreți ca partea din afară să fie curată, nu începeți cu asta. Începeți cu partea din lăuntru. De ce? Oricât de mult v-ați preocupa
Să schimbați un om începând din exterior nu folosește la nimic. Ba mai mult decât atât, Apostolul Pavel în celebru capitol 13 din 1 Corinteni spune că un om poate să-și dea și trupul să fie ars dacă în el nu-i ceea ce trebuie, dacă nu-i dragostea lui Dumnezeu, nu-i folosește la nimic. Noi suntem experți în a curăța partea asta exterioară și să nu mă înțelegeți greșit, că există extrema asta care spune, domne, nu contează partea exterioară. Domnul Iisus spune aici, partea exterioară întotdeauna va oglindi ceea ce e în interior, dar întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu începe din interior. Și Biblia când folosește cuvântul inimă, la asta se referă. E adevărat că și noi, la fel ca Samuel, deci dacă Samuel, despre care Biblia spune că alături de Moise au fost cei mai mari oameni din Vechiul Testament. Deci dacă omul ăsta, marele proroc Samuel, cade și el în capcana asta și se uită la ceea ce izbește privirea, și noi ne uităm de multe ori și zice, bă, ce pocăit e ăla, extraordinar, ce față de pocăit are, ce imagine extraordinară are. Și adeseori suntem izbiți în primul rând de asta și pentru mulți dintre noi, în lumea noastră pocăiască, contează în primul rând asta. Și Domnul îi vorbește lui Samuel și îi spune, Samuele, nu fi și tu ca ceilalți oameni, nu te uita la ceea ce izbește privirea. Știți că Apostolul Petru, la un moment dat, inspirat de Duhul Sfânt, spune că există o frumusețe a omului din lăuntru atunci când vorbește despre îmbrăcăminte și spune, podoaba voastră să nu fie cea de afară. Nu spune că n-ar trebui să ai podoabe în exterior, ci spune, podoaba voastră să nu fie asta, ci frumusețea omului ascuns al inimii. Există o frumusețe ascunsă, discretă, văzută de ochii lui Dumnezeu și văzută de oamenii lui Dumnezeu. Și dacă vrei să fii plăcut lui Dumnezeu, în primul rând, uită-te la asta. De ce? Pentru că stăm în fața unui Dumnezeu despre care spune Scriptura că înaintea lui totul este gol și descoperit. Noi încercăm adeseori să cosmetizăm și trăim în lumea cosmetizărilor. Trăim în lumea în care imaginea contează mai mult decât realitatea. Am spus-o de foarte multe ori, mai ales la noi, la români, sclipiciu, imaginea, marketingul, contează să ai diplomă, nu neapărat să știi, contează să pari bogat, nu neapărat să fii, contează să pari deștept, nu neapărat să fii deștept, contează să pari pocăit, nu neapărat să fii pocăit. Și din păcate așa stau lucrurile. Și din păcate și lumea noastră evanghelică, am văzut că în ultimii ani, da, probabil că așa a fost întotdeauna, dar acum am început eu să le înțeleg mai bine, am văzut cât de mult contează imaginea asta. Dom'le, ce imagine, băi, ce pocăit e ăla. Și unii aleargă după treaba asta. Să curățească partea din exterior a paharului sufletului lor. În interior vede doar Dumnezeu, dar vă avertizez. Frumusețea omului ascuns al inimii. Vedeți? Domnul vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, tot fariseilor, că fariseii cumva ultrajeați, jigniți. Cum adică? Noi curățăm doar partea exterioară? Îl întreabă pe Domnul, bun, și împărăția asta despre care tu predici, împărăția asta lui Dumnezeu, cum va fi? Fariseii au întrebat, spune Biblia, în Evanghelia după Luca, în capitolul 17, versetul 20, au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Dar ei nu știau că deja împărăția lui Dumnezeu era prezentă în Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Când va veni împărăția lui Dumnezeu? Cum se va manifesta această împărăție? Drept răspuns, El le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Împărăția lui Dumnezeu nu izbește privirile prin anunțuri de genul veniți la noi că la noi se întâmplă minuni. Veniți la noi că la noi se întâmplă asta, așa, aia, altă. Nu, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Ci în următorul verset, în versetul 21, nu se va zice uitați-o aici sau uitați-o acolo. Ei, vremurile astea le trăim noi. Uitați-o acolo, împărăția lui Dumnezeu e dincolo și oamenii aleargă bezmetici, duși încoace și încolo de orice val și vânt de învățătură nouă, curios să vadă, mă, acolo o fi oare chiar manifestarea împărăției lui Dumnezeu? Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este unde? În lăuntrul vostru. Pentru că Dumnezeu nu se uită la ceea ce izbește privirile, ci Dumnezeu se uită la ceea ce oamenii nu văd, ce de multe ori disprețuiesc. La inimă. De aceea Biblia spune, când spune, într-un anumit context să nu judecăm,
În alte lucruri trebuie să judecăm. Dar în ce privește mântuirea unuia sau altuia, nu trebuie să judecăm. De ce? Pentru că doar Dumnezeu e Cel care vede înăuntru. El știe absolut fiecare intenție, atitudine și vă avertizez, El va ține socoteală de toate. Noi vedem doar partea exterioară, care poate fi curată sau ni se pare nouă că e murdară, dar cu siguranță Dumnezeu vede dincolo de ceea ce putem noi vedea și înțelege. Slăvit să fie numele Lui. Primul lucru care înseamnă inimă e interioritatea noastră. E omul din lăuntru. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Domnul Iisus Hristos este un împărat. Iar aici avem în predica de pe munte discursul împăratului. Dar el nu vrea să fie împărat peste o împărăție ca împărăția romană, ci el vrea să fie împărat peste inimile noastre. Al doilea lucru care înseamnă în Biblie inimă e minte sau funcția gândirii. De foarte multe ori când citim în Biblie cuvântul inimă, vom vedea de fapt că Biblia se referă la minte sau la funcția gândirii. Vă dau un singur exemplu. Cu ăsta începem. Matei capitolul 15 cu versetul 19. Căci din inimă ies ce? Aveți în fața voastră, puteți să citiți? Din inimă ies gândurile. Adică, în mod evident, nu se referă la inima asta. Din inimă ies gândurile. În mod evident, se referă la minte aici. Toate gândurile rele, spune Mântuitorul aici, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele, adică, atât lucrurile bune cât și cele rele, vin din același loc, din interiorul nostru. De fapt, la un moment dat, în Matei, capitolul 12, Domnul Iisus spune... Din prisosul inimii vorbește gura. Adică acolo, în mintea noastră, în inima noastră, se nasc toate lucrurile, și cele bune și cele rele. Și în cartea Proverbelor, în capitolul 4, în versetul 23, Biblia spune, de aceea păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Adică cea mai mare bătălie pe care o avem de dus în lumea asta este bătălia pentru o minte sănătoasă. Dar într-o lume bolnavă, care să știți că întotdeauna a fost bolnavă, știu că noi avem și toți oamenii au avut senzația asta că în vremea lor e cea mai bolnavă, nu? Lumea a fost întotdeauna bolnavă, în diverse forme, în funcție de vremurile istorice. Dar într-o lume bolnavă, noi trebuie să reușim să ne păstrăm echilibrul interior. Și când spun echilibru interior, mă refer la lumea asta a gândurilor noastre. De aceea e important ce vedem, de aceea e important ce auzim, de aceea e important la ce filme ne uităm, de aceea e important ce muzică ascultăm și toate celelalte lucruri. Când Biblia spune păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții, înseamnă următorul lucru. Ceea ce gândești, aceea ești. Nu ceea ce gândești tu că ești. Că sunt mulți care se gândesc despre ei, ce tare îs, ce bun îs, sau alții din potrivă. Unii suferă de prea multă încredere, alții de prea puțină încredere. Și ceea ce gândești astăzi, aceea vei deveni. De aceea spune Biblia, păzește-ți mintea mai mult decât orice, pentru că din ea vin izvoarele vieții. Adică dacă lași ca mintea ta să fie dominată de un anumit gând, mai devreme sau mai târziu, gândul acela vei ajunge să-l pui în practică. De asta e atât de importantă bătălia pentru minte. De aceea Mântuitorul Iisus tot aici în predica de pe munte vine și le spune, ați auzit că s-a zis, să nu prea curvești, dar eu vă spun. Și vine și duce porunca asta parcă la un nivel la care, nimeni nu poate să ajungă vreodată. Pentru că accentul în împărăția lui Dumnezeu cade în primul rând pe lumea interioară, pe lumea gândurilor. Pentru că inimă înseamnă de foarte multe ori gândire. De aceea, în Psalmul 119 cu 11, e versetul celebru pe care îl folosim de atâtea ori. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iată de ce e important, de ce v-am spus, să aveți în fața voastră schița predicii, de ce e important să strângem în mintea noastră cât mai multe cuvinte ale lui Dumnezeu. De ce? Pentru că face parte din siguranța noastră în calitate de creștini. Am mai povestit aici, doar amintesc acum, în urmă cu ani de zile am vizitat odată un frate care era în vârstă și care suferea de mai multe boli. Nu-și mai aducea aminte de multe ori nici măcar de proprii copii. Și când m-am dus acolo,
îl îngrijea fata lui, când m-am dus acolo, mi-a zis, frate, nu știu dacă o să te recunoască. Și e drept că în primă fază nu m-a recunoscut. Slujeam ca păstor într-o anumită biserică și el era membru în biserica aceea. Dar știți de ce am rămas impresionat? Omul ăsta, pe tot parcursul vieții, mai dădea câte un îndemn la rugăciune și întotdeauna ziceai că e concordanță biblică. Când se ducea în față, curgeau versetele extraordinar. Cât am stat cu el de vorbă, nu și-a adus aminte de prea multe lucruri. Dar în momentul în care a început să vorbească din Biblie, totul era clar. Versetul, pagina, acolo stânga sus, dreapta jos. Curgea cuvântul lui Dumnezeu cu o luciditate extraordinară. După ce am vorbit din Biblie cu el, deodată, lucrul ăsta parcă i-a stabilizat inclusiv memoria și a început să-și aducă, a, frate, până atunci se uita pierdut, vorbea cu mine de parcă ar fi fost absent, în mod evident nu mă recunoscuse în primă fază, v-am spus că era atât de pierdut încât nu îi recunoștea nici pe cei din familia lui, dar în momentul în care a început să citeze din cuvântul lui Dumnezeu și să vorbim ceva din cuvântul lui Dumnezeu, am tot vorbit vreo 15-20 de minute și după aia, dintr-o dată, lucrurile s-au așezat și în mintea lui și l-am văzut dintr-o dată că e prezent acolo. Știți că câteodată unii oameni sunt absenți. Nu trebuie să sufere neapărat de vreo boală psihică, pur și simplu, absenți. Dar dintr-o dată l-am văzut că era acolo, cuvântul lui Dumnezeu l-a dus acolo. E foarte important să luptăm pentru mintea noastră. De asta să știți că e important să și citim. Da, e important să citim cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă noi nu citim nicio carte, credeți că o să mai citim din Biblie? Sigur, toți ne distrăm într-un fel de... în filmulețele astea care apar acum după BAC sau după examene, când mai apare cât un individ. Da, i-ați văzut și voi, care se laudă că nu știu nimic, că au fost praf și încă câțiva pe lângă ei care au fost la fel de praf, că noi nu citim și oamenii parcă se laudă mai mult cu ignoranța ca niciodată. Măcar pe vremuri se lăudau că-s deștepți. Alți, astăzi, unii se laudă pur și simplu că-s proști. Există un fel de laudatio a prostiei, ce-i drept nemai întâlnită până acum în istorie. Probabil că au mai fost momente, dar nu mi-amintesc eu de ele. Când spui inimă în Biblie, te referi la omul din lăuntru. Și asta are de face cu felul în care îți modelezi omul din lăuntru, cu frumusețea ta interioară, cu modul armonios în care omul din lăuntru se formează. În lumea asta în care noi trăim, când frumusețea exterioară e mai importantă decât cea interioară, Biblia spune, ce ești în interiorul tău contează în ochii lui Dumnezeu mai mult. Există o frumusețe discretă a împărăției lui Dumnezeu care e în lăuntru și care nu izbește privirea. Noi căutăm să izbim privirea tot timpul. Dar Dumnezeu e dincolo de sclipiciul ăsta, glamurul ăsta pe care noi îl punem, dincolo de marketing, dincolo de Photoshop. E frumusețea pe care Dumnezeu vrea să o creeze în noi prin Duhul lui cel Sfânt. Al treilea lucru care înseamnă inimă, inimă înseamnă și sentiment. Da? În cultura noastră, când spui inimă, am văzut că de la cafea, când mergi să-ți cumperi o cafea, și ăla îți face o inimă acolo. Mi se pare așa. Comic, puțin. La fiecare cu pasiunile lui. Până, nu știu, la filmele pe care le vezi în fiecare zi, în cultura noastră, inimă înseamnă întotdeauna emoție. În Biblie, inimă nu înseamnă în primul rând emoție. În Biblie, inimă înseamnă omul din lăuntru, după cum v-am spus. În Biblie înseamnă gândire și tot procesul acesta al gândirii și mai înseamnă, dar mai înseamnă și emoție. Vă dau un exemplu. În Marcu, în capitolul 12 cu 30, Domnul Iisus practic repetă porunca cea mai importantă. Porunca pe care evreii o repetă în fiecare dimineață la rugăciunea de dimineață. Deuteronomul, capitolul 6, cu versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Îmi place acest cu toată. Adică la maxim. Nu parțial. Nu inima împărțită, cum zice în altă parte cuvântul lui Dumnezeu. Să n-aveți inima împărțită. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cum? Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și la maxim, cu toată puterea ta.
Aceasta cu toată puterea ta, aș vrea să expresia asta, aș vrea să spun de câte ori vin la adunare, de câte ori mă pun acolo prin biserică, pe câte un rând, să văd cum cântăm, cum ne rugăm, cum... îmi vine să vă zic, cu toată puterea. Mă, fraților, cu toată puterea. Când ne rugăm, ne rugăm cu toată puterea. Când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, îl ascultăm cu toată atenția. Îl slujim pe Dumnezeu cu toată abnegația, cu toată dăruirea. Îl ajutăm, când ajutăm, ajutăm cu toată inima. Noi de foarte multe ori le facem, dar numai așa parțial. Bă, să fie făcute. Vin la biserică, nu vin chiar total. Vin măcar fizic. Da, acum, măcar să țină Dumnezeu cont de lucrul acesta. Biblia spune că sentimentele voastre, emoțiile voastre să fie total dedicate lui Dumnezeu. Îmi doresc ca Biserica Lumina să aibă momente de felul acesta în care emoția aceasta manifestată prin închinare să fie, cum să spun, experimentată în locul acesta în mod absolut, în mod total. Mi-aș dori ca în timpul cântărilor să cântăm cu toată inima. Uitați-vă că totuși lucrurile în vremurile noastre sunt atât de evoluate din punct de vedere muzical și mă gândesc cum cântam noi mai de mult. Era o vorbă la țară, mă, nu cântăm bine, dar cântăm tare. Eu nu zic că ar trebui așa. Da, mă, măcar oamenii ăia îi vedeai, trăgeau de acordeoanele alea, probabil că ați văzut și voi faza, tras unul de acordeon până s-o rupt. Suflau în saxofoanele alea, câteodată mai făceau câte o microfonie, nu uit fazele alea. Când era mai mare harul, cum intra o microfonie, nu știu cum, adică nu microfonie, dar era un sunet ciudat. De dormea careva, îl trezea imediat. Mă, dar vedeai grupul ăla în față, cu acordioane, cu saxofoane, cântau, da, cântau. Acum muzica e impecabilă, să ne uităm, dar acolo a fost așa, taia nu s-a zis, așa, taia nu, și așa, și noi... Cu toată inima îți dau ție, Doamne, băi. Cu toată. Dacă asta e toată, înseamnă că ești bolnav de inimă grav. Iubiți-L pe Domnul Dumnezeul vostru cu toată inima voastră. Emoțiile pe care le dai meciului de fotbal pierdut de România. Emoțiile pe care le dai, nu știu, unui eveniment din viața ta, oh, ce tare a fost, ai, ce tare, în sfârșit, nu știu ce. Toate emoțiile alea, toate trăirile alea, voi vedeți cu câtă abnegație, cu câtă putere strigau ăia acolo pe stadion și parcă te uitai și simțeai ceva. Mi-a zis unul, mi-a zis, frate, zice, parcă m-am simțit cercetat când am văzut cum strigau ăia, hai România acolo. Oamenii aceia își dedicau emoția lor în totalitate fotbalului. Dar noi când e vorba de Dumnezeu, de rugăciune, de lucrurile spirituale, nu e chiar toată. În altă parte însă, acolo e toată. Când e vorba de pruncii noștri, Doamne, să nu te atingi de pruncul meu. Acolo e toată, vai ce te iubesc, de nu mai pot. Dar când e vorba de Dumnezeu, când e vorba de rugăciune, când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, acolo nu mai e toată. Domnul Iisus spune, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Da? Al patrulea lucru care înseamnă inimă e voință. Și dacă vă uitați, în 2 Corinteni, în capitolul 9, versetul 7, zice, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Știți că noi nu prea vorbim despre bani. Când e vorba la predică, doar o singură dată am predicat despre bani. Și am folosit exact textul acesta ca să argumentez pentru aia care spun că la biserică ar trebui să dea cât vor ei. Că așa zice aici. Unii susțin pe baza acestui text că Pavel spune că fiecare ar trebui să dea cât vrea. Nu. Cât dai, Dumnezeu a hotărât. Cum dai, hotărăști tu. Pentru că zice așa. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu după cât a hotărât în inima lui. Că dacă ești zgârcit, e treaba ta. Dacă nu vrei să respecti cuvântul lui Dumnezeu, iar e treaba ta. Dar zice, cum ar trebui să dai? Nu cu părere de rău sau cu silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Tu oricum dai. Ori dai cu bucurie, ori dai din silă, oricum dai. Tu poți să decizi un singur lucru. Cum dai, nu cât dai. Asta a decis Dumnezeu. Când Domnul Iisus reafirmă zeciuiala, când zice, ea nu trebuie lăsată nefăcută.
Când Domnul Iisus reafirmă dărnicia, când vorbește despre asta, că Noul Testament vorbește despre asta, adică quantumul a fost deja decis de Dumnezeu. Tu poți să decizi un singur lucru. Cum dai? Dai cu bucurie? Sau de silă? Ce înseamnă de silă? Adică obligat. Mă, n-ai dat partea Domnului? O să dai, dar nu cu bucurie. Cum dai, decizi tu. Cât dai, o decizi Dumnezeu. Dar e chestie de, care ține de voință. Observați, aici Apostolul Pavel, când vorbește despre inimă, se referă la voință. Fiecare să dea după cum a hotărât unde? În inima lui. Deci e vorba de voință. Da? Mai există un text, în noua traducere apare așa, în Daniel capitolul 1, versetul 8, noua traducere a Bibliei spune, Daniel s-a hotărât în inima lui să nu se întineze cu hrana împăratului și cu vinul de la masa lui. Daniel a hotărât în inima lui să nu se spurce. E o decizie pe care o ia, zice Biblia aici, în inima lui. Deci cuvântul inimă are de-a face și cu decizia pe care o iei. S-a vorbit despre botez. Decizia de a-L urma pe Iisus Hristos e o decizie pe care o iei acolo, în adâncul ființei tale, în sufletul tău, în omul tău din lăuntru, în mintea ta, la nivelul cel mai adânc al sentimentelor tale. E centrul voinței tale. Hotărăști pur și simplu, la fel ca Daniel. Zice Biblia, Daniel a hotărât în inima lui să nu se spurce. Și Dumnezeu a binecuvântat decizia lui. Unii dintre voi așteptați emoții, lucruri extraordinare. Dacă voi simți, dacă va veni nu știu care, dacă fratele va ține o predică și va atinge partea emoțională, eu o să mă pocăiesc. Inimă înseamnă și voință. Cuvântul lui Dumnezeu e spus, e rostit, e propovăduit. Și Biblia spune că întotdeauna credința vine în urma auzirii cuvântului. Noi ce facem? Noi nu facem altceva decât să mărturisim cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt e cel care te convinge și la nivelul inimii tale, adică omului tău din lăuntru, ai capacitatea asta de a vrea. Fără neapărat vreo emoție specială. Nu trebuie să simți o emoție specială ca să slujești în biserică. Nu trebuie să ai parte de o emoție specială ca să decizi să faci parte din grupul de primire a bisericii. Nu trebuie să simți ceva extraordinar ca să poți să slujești într-unul dintre departamentele bisericii. Nu, pur și simplu trebuie doar să decizi în inima ta. E o decizie. Baiul nostru e că suntem jumecheri în treaba asta. Zice, o să fac ceva când o să simt. Mai poți aștepta să simți încă 8848 de ani. Daniel a hotărât în inima lui. Și după ce Daniel a hotărât în inima lui, Dumnezeu lucrează și spune că Daniel a fost de 10 ori mai bun decât toți ceilalți tineri. Dar după ce Daniel a hotărât în inima lui, tu aștepți să fii mai bun, dar fără hotărârea asta. Tu aștepți să se întâmple vreo minune, dar fără ca tu să faci pasul acesta. Așadar, recapitulăm. Ce este inima din punctul lui Dumnezeu de vedere? În primul rând, inima înseamnă omul din lăuntru, interioritatea noastră. Apoi înseamnă minte, apoi înseamnă sentiment și apoi înseamnă voință. O să vedem ce este o inimă curată. În primul rând, o inimă curată înseamnă să fii sincer, autentic. În Psalmul 24:3 spune cuvântul lui Dumnezeu, cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. De fapt, așa cum v-am spus, o altă traducere a acestei fericiri e fericiți sunt cei care sunt sinceri. Și sinceritatea asta merge în trei direcții. În primul rând față de Dumnezeu, apoi are de-a face cu tine însuți și apoi are de-a face și cu ceilalți. De aceea Biblia ne avertizează, nu vă înșelați, da? Și spune mai încolo Apostolul Pavel când vorbește celor din Galatia, Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit, ce seamănă oamenii, aceia vor secera. Nu vă înșelați! Aici vreau să fiu foarte atent la ceea ce urmează să vă spun. În lumea noastră pocăiască, în lumea noastră evanghelică, se promovează câteodată o formă de neautentic, de artificial. Lucru pe care l-am întâlnit și l-am înțeles în adolescență. E practic piedica cea mai mare în calea pocăinței copiilor noștri. În calea pocăinței tinerilor bisericii, în general. Când spun neautentic,
mă refer atitudinea asta artificială. Până și în predicile noastre câteodată prezentăm niște lucruri total nerealiste. Mi-aduc aminte, eram adolescent și îl căutam pe Dumnezeu și am auzit o piesă de teatru creștin în care erau niște atitudini care pe mine mă lăsau mască, adică nu le puteam pricepe. Mi-aduc aminte că în așa zisa piesă de teatru era o familie care trecea prin niște nenorociri, cu tot felul de înmormântări, iar atitudinea lor era slăvit să fie Domnul, cum zice Biblia, în Isaia. Și zic, bă, așa ceva nu există. Câteodată lumea noastră pare o lume construită artificial, fix ca florile alea artificiale. Dă foarte fain în exterior, dar când te apropii de ele, îți doar niște bucăți de plastic în formă. Și în lumea asta noastră pocăiască, am învățat foarte devreme că trebuie să fii atent. Să fii atent cui te mărturisești. Cum mi-a zis cineva odată, am simțit să mă duc să mărturisesc la el și după aia și el o simțit să meargă să mărturisească la toți. E un text în Biblie care descrie cum era poporul evreu în vremea prorocului Ieremia. Eu m-am gândit că seamănă câteodată și cu ce se întâmplă în vremurile noastre. În Ieremia, în capitolul 9, versetul 4, fiți atenți. Cum descrie Ieremia un asemenea mediu neautentic, lipsit de sinceritate, de oameni care să se facă pe ei vulnerabili? De ce? Pentru că dacă te faci vulnerabil, ești luat de fraier. Ia ascultați ce zice Ieremia în capitolul 9, versetul 4. Fiecare să se păzească de prietenul lui. Păzește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani. Asta e vorba românului. Și să nu se încreadă niciunul dintre frații săi. Vă dați seama cam ce mediu frățesc era acolo? Căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfeli. Ia auziți. Se trag pe sfoară unii pe alții și nu spun adevărul. Își deprind limba să mintă, și aici o expresie, și se trudesc să facă rău. Băi, asta e o chestie. Nu că fac rău. Dom'le, se trudesc să-l facă. Să strofoacă. Să chinuie. Te pune efort. Locuința ta e în mijlocul fățărniciei. De fățarnici ce sunt, nu vor să mă cunoască. De ce? Pentru că atunci când stai în fața lui Dumnezeu, nu poți fi fățarnic. N-ai cum. Locuiești într-o lume, zice aici prorocul Ieremia, Domnul prin prorocul Ieremia, locuința ta e în mijlocul unei lumi dominate de ipocrizie. Unul dintre prietenii mei buni, pe care tot am încercat să-l conving să se pocăiască, mi-a zis, ce nu-mi place mie la voi la pocăi, sunt multe lucruri bune, dar câteodată, ce mă izbește câteodată, e această lipsă de autentic. Ținem foarte mult la imagine. E vorba aia, dar asta o știe orice român, când pornești de acasă, tata și mama, bunicul sau bunica, îți spun să nu mă faci de râs. În rest, faci ce vrei, dar să nu mă faci de râs. Să nu se știe, asta contează. Într-o lume dominată de fățărnicie, zice, fiecare să se păzească de prietenul sau de fratele lui. Acum o să vorbesc foarte onest și sincer. Mi-aduc aminte când eram student, unul dintre colegii mei, de o naivitate, săracu, pocăit, a zice, chiar prea pocăit pentru lumea noastră. S-o dusă să mărturisească, nu mai contează la cine, că e pe alte plaiuri. S-o dusă să mărturisească o chestie de altfel destul de banală. S-o dusă să mărturisiți. Eu i-am zis înainte, ai grijă ce faci, mărturisește. Ce ai mărturisit la mine, la Domnul, nu fi naiv. Mă rog, am folosit alt cuvânt, dar nu contează. Omul s-a dus. După aia a fost pus pe pauză vreun an și ceva. De ce? Că s-a făcut vulnerabil. Că s-a dus și s-a mărturisit. Comăr și-a zis. Știți, totdeauna am fost impresionat, apropo că s-a zis aici despre tabera de tineret, totdeauna am fost impresionat în taberele de tineret, tinerii încă mai au partea asta de, noi zicem naivitate, dar de autentic. Atunci când Dumnezeu cercetează
tinerii într-o tabără, să-i vedeți la final cum se mărturisesc, cum vin și spun. Și acum, când spun că trebuie să te faci vulnerabil, nu spun că trebuie să vii să spui păcatele în fața tuturor oamenilor. Doamne, nu lăsa așa ceva. Că mai pățit cu unul într-o biserică așa, eram păstor undeva și ăla slujea acolo și s-a ridicat, i-am dat una la picioare. I-am zis, bă, fii atent. A început să mărturisească. Nu încurajăm exhibiționismul spiritual. Nu spun, veniți în față, povestiți. Există și extrema asta. A unora cărora parcă le place să povestească ce-au păcătuit ei, nu. Și spun, nu poza în supererou spiritual, că nu ești. Că știți ce spune Biblia? Că cine e prea neprihănit să pierde neprihănirea lui singur. Că nu e a lui. Că nu e a lui Hristos, e a lui. Și neprihănirile noastre ne pierdem. Ne-am pus atâtea reguli că nu le mai știm nici noi. În neprihănirea lui Hristos n-ai cum să te pierzi, că nu e a ta. Ai primit-o prin credință de la El. Dar am devenit câteodată atât de falși, atât de ipocriți, încât ne place să pozăm în supereroi spiritual și cum se face unul vulnerabil și cum unul imediat îl catalogăm și punem pe el. Ștampila, ăsta e păcătos, ăsta e așa, ăsta e ăla care a făcut așa, ăsta e care a făcut așa. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun. Toți sunteți păcătoși. Zic eu, n-ați zis amin că n-am pus și pe mine. Toți suntem păcătoși. Ați zis amin, mulțumesc frumos. De asta la noi, la români, nu exista nici cultura asta a consilierii. De ce? Că oamenilor le era frică să se ducă la consiliere. De ce? Cum să mă duc acolo? Cum să spun eu? Cum să mă fac eu vulnerabil? Păi eu sunt pocăit, domne, eu prin Duhul Sfânt, singura șansă care? Post și rugăciune. Asta era singurul tratament. Mergeai la păstor și întrebai, frate, nici n-apucai să zicei, post și rugăciune. Altul, post și rugăciune. Asta cu postul și rugăciunea funcționa, nu știu, ca și aloia vera. Orice te vindecă. Sau apa sfințită. Dar lucrurile sunt mult mai complexe. Noi ne place să le vedem așa cum erau televizoarele în vremea lui Ceaușescu. Alb și negru. Mă uit, asta e așa, asta e așa. Nu e chiar așa. Eu să mă fac vulnerabil? Eu? Dar eu-s proroc, mă, eu-s pastor, eu-s fratele la care se roagă tare. Cum mi-a zis odată, m-am întâlnit odată cu un frate și nu știam de unde să-l iau. Și zic, eu-s de la biserica, care, nu știu care. Zice, nu știi, eu-s fratele la care se roagă tare. Zic, Domnul să te binecuvânteze. Da. Am zis că inimă curată înseamnă ce? Înseamnă sinceritate. Și al doilea lucru înseamnă sfințenie. Zice Iacov în capitolul 4 cu versetul 8, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, îmi spune mie și vă spune vouă, curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Și în 1 Timotei 1 cu 5, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Cum zice Domnul când se uită la David în 1 Samuel 13 cu 13, am găsit pe David om cu inimă după inima mea. De asta la cina Domnului, Biblia spune fiecare dintre noi să ne cercetăm. E adevărat că atunci când ne-am pocăit prin spălarea nașterii din nou, prin credința în Hristos Iisus, noi am fost socotiți neprihăniți. Dar de câte ori venim la cina Domnului, spune Biblia, fiecare să se cerceteze dar pe sine. În fiecare zi avem nevoie de acest proces al sfințirii, al curățării inimii noastre. În fiecare zi când ne cercetăm pe noi înșine în rugăciune, ne uităm la sufletul nostru, ne uităm la inima noastră și spunem lui Dumnezeu, Doamne, inima noastră mai trebuie curățită. Încă mai avem nevoie să fim curățiți de Tine. Pentru că inimă curată înseamnă, pe de o parte, sinceritate în raport cu mine, cu Dumnezeu, cu ceilalți, dar înseamnă și de asemenea sfințire. O sfințire pe care o primim în al treilea rând, pentru că al treilea lucru care înseamnă o inimă curată, înseamnă credință.
De ce? Pentru că această sfințire și această sinceritate sau această capacitate de a ne face vulnerabili și de a fi autentice, relația noastră cu ceilalți și cu Dumnezeu, o primim de la Dumnezeu prin credință. Spune Biblia în Faptele Apostolilor, în capitolul 15, cu versetul 9, că, vă aduceți aminte acolo, e vorba de Apostolul Petru, care se duce în casa lui Corneliu, vă aduceți aminte? Se duce în casa lui Corneliu, predică Evanghelia, Dumnezeu îi botează cu Duhul Sfânt pe cei din casa lui Corneliu, dar ce se întâmplă? Când se întoarce, îl cheamă ai lui. Așa se întâmplă întotdeauna. Îl cheamă frațe. Îi spun, Petre, unde te-ai dus tu să predici? Nu mai ții minte. La ce biserică la ce biserică te-ai dus tu să predici? În ce casă te-ai dus? Păi unde m-a trimis Domnul? Păi unde te-a trimis Domnul? La niște păcătoși, la niște păgâni. Acum gândiți-vă voi că evreii nu-și puteau imagina că Dumnezeu ar putea să mântuiască păgânii, chiar dacă fuseseră rusaliile, chiar dacă au vorbit în alte limbi, aia au zis, mă, au fost acolo și gata. Acum ce și ăștia sunt mântuiți? Pentru evrei era foarte clară treaba asta, că Dumnezeu e doar Dumnezeul lui Israel. Și acolo, în Fapte 15, avem primul conciliu al bisericii. Când Petru e luat la judecată, la bani mărunți, dar nu numai el. Că și el, la rândul lui, a făcut greșeala asta cu Pavel. Așa se întâmplă. Câteodată și noi repetăm greșelile altora. Și știți ce zice acolo Petru? Când frații îl iau la rost și spun, te-ai dus în casa unui păgân să predici. Ia uitați ce spune Petru acolo. Zice, eu n-am făcut decât să mă duc să predic Evanghelia. Dumnezeu s-a uitat la inima lor și le-a cunoscut inima. Și zice în Fapte 15 cu 9 așa. Dumnezeu n-a făcut nicio deosebire între noi, evreii și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. I-a botezat cu Duhul Sfânt, exact la fel ca pe noi. O lucrat fix la fel și în dreptul lor. Dumnezeu le-a curățat inima. Cum? Prin credință. Prin credința în ce? Și Apostolul Pavel ne spune în Tit, în capitolul 2, cu versetul 14, că această credință are în centru pe Iisus Hristos. Pentru că El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Credința în jertfa lui Iisus Hristos te curățește în această zi înaintea lui Dumnezeu. Fie că faci parte din categoria evreilor, fie că faci parte din categoria neevreilor sau păgânilor, fie că faci parte din categoria pocăiților, fie că nu ești din categoria pocăiților, fie că ești penticostal sau baptist sau de altă confesiune, ceea ce îți dă valoare înaintea lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva, Dumnezeu nu face deosebire între noi. Dumnezeu nu se uită la tine și spune, tu ești român, tu ești ungur, tu ești rom. Nu, Dumnezeu nu face deosebiri de genul ăsta. Nu zice, tu ești sărac, tu ești bogat, tu ești cu școală, tu ești fără școală. Dumnezeu nu face deosebire între noi, zice Petru. Eu am învățat asta. Și eu am fost la fel ca voi. Și eu când m-a trimis Domnul, am zis, Doamne, nu de la tine. Dumnezeu mi-a dat o revelație, Dumnezeu mi-a dat o vedenie și m-a silit să mă duc și m-am dus și Dumnezeu mi-a demonstrat că a lăsat ca Duhul Sfânt să coboare și peste ei și a fost botezat cu Duhul Sfânt, exact cum am fost și noi botezați. Și Domnul le-a curățat și lor inima prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, exact cum a făcut cu noi. Pentru că strigă cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 20:9, cine poate zice, mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? Răspunsul este nimeni. Pentru că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar soluția este soluția lui David în Psalmul 51:10. Dacă în această zi vrei să participi la cina Domnului și vrei să vii înaintea lui Dumnezeu cu inimă curată, sfatul meu este să-i spui Domnului, cum spune David acolo, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Și în alt psalm, David face o rugăciune la fel de frumoasă, în psalmul 139:23, zice, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile.
Iată o rugăciune bună pentru fiecare dimineață, pentru fiecare zi în care vrei să fii cu o inimă curată înaintea lui Dumnezeu. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Și spune lui Dumnezeu în dimineața asta, cercetează-mă, Dumnezeule. Aș vrea să văd în momentele care vor urma acum la cina Domnului această cercetare. Noi ne cercetăm pe noi și când noi ne cercetăm pe noi, ne cercetează Dumnezeu după aceea. Dacă tu ești gata în această zi să nu te mai uiți în jurul tău, să vezi numai păcătoși, să pui ștampila și în stânga și în dreapta și să te cercetezi pe tine, în această zi Dumnezeu e gata să te cerceteze. Cercetează-mă, Dumnezeule, cunoaște-mi inima, încearcă-mă, cunoaște-mi gândurile și vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Dacă în dimineața asta, după ce te-ai cercetat și după ce Duhul Sfânt te cercetează, realizezi că nu ești pe o cale bună, spune lui Dumnezeu, Doamne, ia-mă de pe calea asta și pune-mi picioarele pe stânca mântuirii care este Iisus Hristos. Am văzut ce este inima, am văzut ce este inima curată, dar oare ce înseamnă vor vedea pe Dumnezeu? În Exodul 33:20, Moise stă față în față cu Dumnezeu și zice, Doamne, vreau să te văd. Și Domnul răspunde, fața nu vei putea să mi-o vezi, pentru că nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Dar vine vremea, zice Ioan, în 1 Ioan, în capitolul 3, cu versetul 2. Vine vremea. Încă nu s-a arătat. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și zice Ioan acolo în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 3, oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El, Hristos, este curat. Obișnuiam să spun pe vremuri o întâmplare cu un copil care avea probleme la inimă și care, ducându-se la școala duminicală, a învățat că trebuie să-L primească pe Iisus în inima lui și cu sinceritatea unui copilaș a zis, Doamne, vreau să Te primesc pe Tine în inima mea. Dar pentru că starea copilului era tot mai gravă, a doua zi părinții l-au dus la un reputat cardiolog, chirurg cardiolog, care nu credea în Dumnezeu și care le-a spus părinților așa, nu știu ce pot face pentru copilul vostru, dar îi voi deschide inima și când îi voi deschide inima printr-o operație pe cord deschis, în funcție de ceea ce găsesc acolo, vă pot spune dacă se poate face sau nu ceva pentru el. Copilul a ridicat mâna sus și a zis, domnul doctor, n-are rost să-mi deschideți inima, pentru că dacă îmi deschideți inima, acolo 100% îl găsiți pe Iisus. Pentru că eu l-am primit pe Iisus în inima mea, în urmă cu câteva zile la biserică. Doctorul, făcând că nu înțelege, făcându-se că nu aude sau nu înțelege, a continuat să spună, nu știu ce pot face pentru copilul vostru, dar voi face operația asta. Și după ce fac operația, le-a zis părinților, văd ce pot să fac pentru el. Și copilul a doua oară a ridicat mâna și a spus, domnul doctor, n-are rost să-mi deschideți inima, pentru că dacă îmi deschideți inima, acolo 100% îl găsiți pe Iisus. În noaptea aceea a trebuit să-l opereze. În timpul operației, omul acela care până atunci n-a putut să creadă în Dumnezeu, impresionat de felul în care un copil atât de mic a dus pe umerii săi firave o suferință atât de mare, brusc a început să creadă, pentru că și credința e un har pe care îl primim de la Dumnezeu. Și când a făcut operația și a dat seama că nu poate prelungi viața copilului decât foarte puțin, a închis operația și aștepta ca acest copil să se trezească din anestezie. Când copilul s-a trezit din anestezie și l-a recunoscut pe medic, primul lucru l-a întrebat, ei, domnul doctor, până la urmă ce ați găsit? Și medicul a răspuns, l-am găsit pe Iisus. Aș vrea în dimineața aceasta aici să-L găsești pe acest Iisus, care este perfect sfânt, perfect neprihănit și care a murit în locul nostru. Vom cânta în momentele care vor urma împreună cu trupa, eu de Tine, Doamne, de Tine am nevoie. Pentru ca să pot să stau la masa Ta, îi invit trupa să vină aici în față. Ne vom închina lui Dumnezeu împreună cu ei și apoi ne apropiem de cina Domnului. Aș vrea să vă invit să stați în picioare împreună cu noi. Aș vrea să rămânem în această atitudine de închinare și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, pentru ca să putem avea inima curată, avem nevoie de Iisus. N-avem nevoie, în primul rând, de regulile omenești. Nu vrem să trăim într-o lume dominată de fățărnicie și ipocrizie. Ne facem vulnerabili înaintea Ta și înaintea oamenilor Tăi. Și credem, Doamne Dumnezeule, că Tu ne poți vindeca inima.